Disputa pe tema legalității autorizației de construcție pentru lucrările de reabilitare a bulevardului Pardon din Câmpul Lung va fi soluționată în instanță, dar până atunci, această problemă din una tehnică a devenit politică, în spațiul public fiind lansate numeroase comentarii și acuze. Fiind subiectul săptămânii în Câmpul Lung, deputatul PSD Remus Mihalcea a fost întrebat de către ziariști care este punctul de vedere al partidului său, dar răspunsul nu a fost unul venit din partea formațiunii sale politice, ci doar o opinie personală. Din punctul meu de vedere, toți trebuie să ne supunem legii, indiferent că suntem din Pitești, că suntem din Câmpul Lung, din Curtea de Argeș, din Costești, suntem primari, consilieri, parlamentari, președinți de Consiliu Județean, toți ne supunem legii. Prin urmare, din ceea ce știu, din informațiile mele, aici există o problemă cu autorizația de construcție. Această problemă, primarul în funcție a avut la dispoziție aproape 2 ani de zile să intre în legalitate, lucru care nu s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, nu are rost să pierdem timpul, să aruncăm vina unul pe celălalt în acest moment. Ce nu a făcut predecesorul, ce a făcut sau nu a făcut actualul primar. Important este să intre în legalitate. Toți trebuie să fim în legalitate, da? Partidul care a susținut primarul în funcție al Câmpul Lungului a scandat foarte mult timp, fără penali în funcție, fără multe, da? Acum au ocazia de a demonstra că își doresc acest lucru, nu? Și că dânsii fac absolut totul să fie în legalitate. Nu cred că este vorba de jocuri politice, nu cred că s-a dorit ca cineva să blocheze acest proiect. Până nu de mult, partidul din care face parte domnul prefect și partidul doamnei primar formau o coaliție solidă, dânsi s-au înțeles foarte bine. Faptul că prefectul a sesizat o problemă, da, legală, nu înseamnă că cineva dorește rău câmpul lungenilor sau împiedicarea sau să pună bețe în roata actualului primar. Nu, singurul lucru este să fie în legalitate. Absolut tot ceea ce se face să fie în legalitate. Deputatul Remus Mihalcea a vorbit despre legea recent aprobată în Parlament care dublează norma de hrană alocată pacienților din spitale de la 11 la 22 de lei, dar și despre legea prin care se oferă tichete în valoare de 250 de lei familiilor vulnerabile, detaliind categoriile sociale cuprinse în lege. Cine se încadrează la acest capitol sunt familiile care au venituri nete de până în 1500 de lei, familiile cu cel puțin 2 copii care au venituri nete de 600 de lei per membru al familiei, familiile monoparentale care au venituri nete de 600 de lei, persoanele cu dizabilități care se încadrează la forme medii, accentuate și grave, persoanele care nu au adăpost și persoanele care și până acum puteau obține ajutor social. Indiferent de ce ar spune lumea, vedeți bine prin ce perioadă trecem, este nevoie să sprijinim oamenii, să fim alături de ei. Nu ne putem întoarce fața de la populația României și să ne gândim doar la ce se întâmplă în context european.